Bună ziua, dragii mei, sunt Arotela cu o etalare pentru cei cu soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord în rac pentru sfârșit de aprilie, început de mai, hai să zicem până la Paști, aproximativ. Ceea ce spun poate începe sau a început să se manifeste pentru unii, se manifestă acum pentru alții poate chiar mai târziu, că etalările vibrează chiar și câteva luni. Pare rău că am întârziat, am o viață foarte plină, asta e. Mi-e drag să vin alături de voi, dar s-au întâmplat multe. În timp ce am amestecat, a apărut în mod special copilul, 13, și scrisoarea. Probabil vreți să comunicați cu cineva? Sau cu care situația dintre un personaj care vă amintește de copilul, e interesant cum simt. Un personaj, aici o femeie și un copil. Poate femeia cu care vreți să comunicați, unii dintre voi, poate e din potrivă, e un bărbat, variază. Urmează să comunicați ceva. 2 și cu 7, Marea Preoteasă și Faetonul. E o comunicare în secret interesant, în care manifestați transformare și creștere, 1 și 3, și stabilitate. Unii dintre voi urmează să comunicați în această perioadă despre copilăria voastră ceva. Foarte profund. Poate că ați fost abandonați într-o formă sau alta. Ați fost abuzați. Wow, ce... Ați avut niște viziuni. Ce stare. Și lumea nu vă înțelege. V-ați transformat viața într-un mod radical. Lumea nu vă mai recunoaște. Cum erați copii, lumea anticipa că veți fi într-un fel, dar de-a lungul vieții v-ați transformat de nerecunoscut. Unii dintre voi manifestați un soi de control, autocontrol, 1 și cu 3, 4, împăratul, da? Dar acel fals control, acea autoritate, acea energie care încearcă să impună, mai ales dacă sunteți bărbați, poate și ca femei, ascunde niște chestiuni din copilărie. Poate ceea ce spun eu, deși clar că și voi aveți, că recunoașteți, că nu recunoașteți, e problema voastră, poate ceea ce spun eu acum veți afla din partea acestei femei sau a unei persoane. 2 și cu 7 înseamnă 9, posibil pentru unii persoana aceasta să fie peste hotare, la distanță. Însă, sau neapărat peste hotare, la distanță. Niște chestii. Dar încă n-am scos cărțile, asta este preetalare. Ce este iar foarte interesant, a apărut mesajul la îngeri. Privește cât de puternic ești, la puterea ta interioară. Și aveți 11. Dar ce interesant, 11 este un număr simetric. 11 este justiția, dar uneori poate fi interpretat ca fiind 2, Marea Preoteasă. În secret să știți că îngerii lucrează pentru echilibrul vostru, pentru dreptatea voastră, pentru redresarea karmei. Apropo, pentru cărțile, sau în cărțile pentru viitor a apărut judecată, iar 20, iar număr simetric. Posibil unii dintre voi atrageți oameni care au experimentat situații similare, care au încheiat cicluri de viață asemănătoare cu ale voastre, oameni puternici. Manifestați, vedeți? Manifestați o nouă lume, o nouă relație, o nouă variantă a voastră, dar și personajul care vă oglindește și ce e bun și ce rău și cu care puteți să creșteți, să ascensionați împreună. Aud. Ia uite, apropo de patru, de împărat, e o fațadă, faptul că aveți bani, că aveți echilibru, că aveți stabilitate și totuși sunteți urmăriți de niște coșmaruri, ar spune. Știu, printre raci sunt unii care au pus banul mai presus de orice. Da, există, chiar dacă ziceți, vai, că vai, racii sunt sensibili, da? Nu uităm că în opoziție este Capricornul, da? Cariera, banii și așa mai departe. Dar eu personal știu, așadar, că poate nu sunteți voi, poate mai bine. Dar această fațadă se va, parcă a apărut și aici ceva. Se va, dărâma. 8 de bâte. Comunicare de la distanță. Multă, o vorbă rare, era să zic. Multă pasiune și poate și o călătorie, iar posibil peste hotare, dar nu obligatoriu, într-un mod neașteptat acest turn, va răsturna niște iluzii, niște impresii, niște fațade despre care am vorbit. 4 de cupe.
Posibil cineva va refuza sau voi ați refuza pe cineva crezând că este aventurier sau aventurieră. Și de fapt, personajul, iau, era stabil regina de monede steaua cu capacități de vindecare sau, pentru unii, persoana predestinată vouă. Dar iar steaua înseamnă distanță între voi. Ceva, ceva se întâmplă. Vedeți și voi dintre toate mesajele care sunt ale voastre. Pentru că etalare colectivă. Totuși avem ascendent, avem lună, care poate să fie diferit, ascendentul iar diferit, soarele iar diferit, Venus, da? Nodul Nord. Sunt manifestări diferite ale aceleiași zodii. Hai să vedem. Nu vreau să fie etalare plicticoasă. Apropo, Mercur, că vorbeam de comunicare. 15. Care e numărul diavolului. Veți comunica despre niște adicții, despre niște abuzuri, despre niște situații, frici, obsesii, poate chiar financiare, chiar carieră și așa mai departe. Da, și ale voastre. Că până la urmă nu mai e nimeni, sunt nici eu, nici voi, nici nimeni, da? Toți le avem. Unii le-au vindecat, mai au de vindecat, alții sunt un pic mai normă la capitolul ăsta, în fine, dar variază. Da, sper că nu vă supărați dacă sunt sinceră. Hai să vedem energia voastră. Raci, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, Aras, odată, de două ori, de trei ori. Taur. Suntem în zodia Taurului, da? Oarecum. Iată cum s-au tăiat. Scuzați-mi scaunul care scârție, nu știu cum să luăm, că e de la Norvegia. Gemini, apropo, comunicare. Un hai să aducea. Gemini n-ar trebui să fie reprezentați așa, dar asta este, eu știu, creativitatea celui care a făcut sau celui care a făcut. Iau, deși rac. 3 și 4, da, comunicare. Despre aspecte care țin de stabilitatea voastră, de familia voastră și, evident, nu veți comunica cu oricine. Nu, nu, e o persoană la care țineți sau care vreți să creați stabilitate și ca să creați stabilitate aveți nevoie de sinceritate. Da? Poate unul e mai pasional, altul e mai mental, aud. Și în acest motiv ați avut la un moment dat în timp, în spațiu, în relația dintre voi alegeri diferite, dar totuși e acest potențial care trebuie să se manifeste. Am văzut stea, am zis vindecare. Naștere, copilul fiind relația dintre voi, o relație care a trecut prin transformări, trece. Energia dintre voi, iau-te, Uranus, energia, turnul, da? Energia transformatoare, are o cerere naștere. Uranus în casa a patra, poate, poate unde aveți casa a patra în, ce este acum, Uranus este în Taur, da? Și Jupiter. Aveți casa a patra în Taur, asta înseamnă că aveți, ce? Ești vărsător, ascendent vărsător. Iar, mai neconvențional, unii. În fine, dar nu obligatoriu, poate cealaltă persoană. Vezi, vedea, cine știe informațiile astea? Le știe, cine nu le știe, nu le știe. Asta e, nu intrați prea mult în panică dacă nu le înțelegeți. Situațiune, hai să vedem. Rac, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, rac, odată. Eventual cu Uranus, de două ori, de trei ori, Uranus în rac. Iar, falsa stabilitate este supusă unor mari semne de întrebare, chiar provocări, falsa stabilitate, chiar casa unora. Ceva acolo se dărâmă. Familia din care veniți, pe care o aveți, e provocată la ce? La transformare. Și totul pornește de la comunicare. Poate chiar și părinții. Unii au fost așa, unii așa, unul hăi să aducea și manifesta situația asemănătoare. Și aici, pe steaua. Dar este și Uranus, este turnul în tarot. Ia uite, 16. Evenimente neașteptate care totuși, e fain, aduc vindecare, aduc lumină, aduc împlinirea unui destin. Sau vă aduc mai aproape de persoana predestinată, de misiunea voastră, de succes. În timp și în spațiu, evident. Hai să vedem. Situațiune, raci. Oh, 2 și cu 3, 5. Când sunt 3, deja prea mult. Aspecte financiare, oameni care vă afectează sporul, poate chiar și... Ia uite, unul, hai să altucea.
Și mai e și a treia persoană, ce să zic? Posibil colaborări pentru unii care nu știu cât de spornice sunt. He. Și bărbatul. Poate și prieten. Și bărbatul, 2 și cu 8, 10. Cel care e pregătit să... Ia uite, de la copil la bărbat a trecut prin multe situații. Ar fi copilăria acestui bărbat, eventual. Sau transformarea lui. Da, tot aia. Poate a călătorit peste hotare. A înfruntat, eu știu, furtuni. Tornade. Diferite situații. Și totuși, în viața sa sentimentală sunt nori. Este și un dor, este o neîmplinire. De ce? Din cauza acestora. Grija zilei de mâine sau a productivității, a sporului. Degeaba munciți pentru că sunt tot timpul oameni în preajmă care vă afectează productivitatea, chiar succesul. Mai vedem. Interesant. 2 secret, 3 comunicare. Cineva care vorbește în secret despre voi? Ia mai dăm o carte. Acasă, 2 și cu 3. În primul și în primul rând, acasă sunt niște probleme. Poate chiar rude. Prieteni de familie, colaboratori. Eventual, dacă unii dintre voi sunteți căsătoriți, e a treia persoană. Repet, rude, mătușa auntie, care îți dă cu părerea. Știți, voi doi ar trebui să faceți cu tare lună? O a treia persoană. Nu știu. Agentul de imobiliare. Nu contează, nu zic musa că e o chestie. Nu, nu, sunt aspecte financiare care vă afectează stabilitatea. 2 și cu 6, 8. Trebuie să... Stabilitatea nu, acolo, nu e acolo. Este aici, lângă această împărăteasă, această femeie virtuoasă, lângă această energie care crește încet, sigur și puternic. Deci energie feminină, pardon. Cu care vă puteți face casă. Acum vedeți unde sunteți. Voi aici, ei acolo, variază, da? Dar puteți să fiți femei, să aveți probleme acasă și să vă întrebați de ce nu găsesc perechea. Există și varianta asta. Pentru că stai aici, în această karmă. Da. E neplăcut să auzi, da? Asta e adevărul. În fine. Poate cineva are Uranus în casa a patra. Apropo de casa a patra, nu vă zic cum e, că e neplăcut. În fine. O dată, de două ori, de trei ori, raci, soarele, nu vine să ascendem soarele, copilul divin, iute. În așteptarea succesului, interesant, în așteptarea succesului, a recunoașterii, ați muncit foarte mult pentru succesul vostru. Și meritați, nu doar recunoaștere, cât și oameni asemănător vouă. Unii dintre voi cu acel copil voios, poate în public, aveți, eu știu ce fel de job, oricare se ocupă de copii, oricare aduce bucurie, veselie și totuși sunt niște probleme în viața personală, în mod special acasă. Roata norocului. 4 de băte. Asta e frumos, 4, asta e frumos. 7 de cupe. Aș vrea să cred că e așa. Nu, ba chiar așa aș vrea să cred. Visați, sperați, proiectați-vă în alte realități. Ați auzit de lucid dream? Unii cred că da. Alții puteți să căutați lucid dream. Lucid dream, vis lucid.
Căutați despre chestia asta ca să învățați cum să manifestați sau cum să vă proiectați în alte dimensiuni, poate chiar alte realități, ca să vă aduceți de acolo tot ce aveți nevoie, să schimbați energia aici, pe pământ, în 3 și în 4, și să vă manifestați stabilitate. E un mesaj. Visați la cineva, că veți avea și voi relația voastră fericită, visați. Că se va schimba energia, norocul, dar trebuie să schimb locul ca să schimb norocul. Poate unii deja l-a schimbat, dar nu, eu știu, rămâne de văzut dacă ați făcut schimbarea potrivit. Dacă v-ați schimbat și ați revenit acasă, nu prea cred, din experiență. În fine, zic. În fine. Oh, ce frumos, ăsta e alt mesaj frumos. Unii dintre voi chiar schimbați locul și manifesta stabilitate, poate chiar o relație stabilă, relația visurilor voastre, casa visurilor voastre, ce frumos! Sau această roată, că tot am vorbit despre mișcare, parcă, nu? Parcă? Parcă. Sau la altă etalare. Înseamnă mișcare, o roată, da? Bicicleta are roate, roți, roate, are roți. Mașina are roți, chiar și avionul are roți, da? E chestiune de... Poate chiar un vehicul, da? Trebuie să călătoriți într-un loc care vă va aduce bucurie, și eveniment public, vă aduce bucurie și în acel spațiu și loc vă găsiți o pereche foarte potrivită vouă, visată. Frumos, iată, cavaler de bâte, iar. Riscați să ieșiți din pesimism, din stagnare, din blocaje, sunt niște blocaje aici, din încetineală, cavalerul de monede sau preocuparea pentru bani, așteptarea asta, temperanța, nu, uneori trebuie să fie un pic mai impulsiv, nu mult, dar un pic, zero și cavalerul de bătăie, e un portal, trebuie să ieșiți dintr-un spațiu în care nu, lucrurile cam vă țin pe loc. Iar 4, 4, 4. Iată, 4, 4, 4. Vă rog frumos căutați. Parcă mai venit de curând un mesaj despre 4, 4, 4. E un număr important. Aveți curaj. Și călătoriți. Sau, în momentul în care ieșiți din energia aceea stagnantă, vă veți întâlni cu un personaj care tot așa vine. Da? Se poate și așa. Da? Vă întâlniți. Hopa! Iaca! Ce deja vi? N-am mai întâlnit undeva cândva? Nu. Poate prin vise. E, glume și un pic. Hai să clarificăm. Roata norocului. Hai, vină tu acuși, liberic. Roata norocului. Regele de spade. Îndrăgostiți și regele de E tăcere între voi și cineva care vă place foarte mult. E tăcere. Dar dacă vă doriți o împăcare cu acest personaj, este posibil. Dacă sunteți bărbați și vă gândiți la o femeie singură, este posibilă împăcarea. După această tăcere, după această separare, pentru că alege să fiți mai determinați, nu atât de introvertiți, de sobri. Să fiți mai expresiv față de persoana respectivă. Nu că sunteți n-ați fi expresiv, dar față de acea persoană ați reținut niște chestiuni. De-aia scrisoarea, chestii. Dați-mi. Dar regele de spate înseamnă și strategie. Cum să vă urniți din loc. Regii în general sunt mai statici. 14, temperanța. Cum să vă urniți? Ca să vă întâlniți cu persoana potrivită. Că unii chiar aveți nevoie de o pereche a voastră. Doar a voastră. Și scot în evidență această expresie. De ca și când n-ați întâlnit încă perechea potrivită. În fine, clarificăm. 4 de bâte. 4 de bâte. Posibil niște evenimente. Dacă cineva vă invită, mergeți la evenimente. Hop, 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 cam multe. Hai să le lăsăm. Iau, ho, ho, luna, 10 de bâte, 10 de spade și steaua. Sunt niște frici care trebuiesc depășite. Sunteți voi racul, da? Racii.
Posibil luna asta plină în scorpion vă... Depinde și în ce casă a picat. Dar vă ajută să vă eliberați 10 de bâte și 10 de spade, de sentimentul de trădare, de niște probleme de sănătate. Aici au fost chiar ambele reprezintă epuizare. Fizică, mentală, energetică, spirituală, ho-ho! Din cauza unor frici, a unor traume din copilărie, ziceai mai devreme, dar dacă vă vindecați, și probabil că vindecarea a durat și mai durează. Și cu cât vă vindecați, însămânțați, care e exact expresia, speranță că vă veți întâlni persoana potrivită, pentru că știți care e chestia manifestare? Vreți să întâlniți persoana potrivită și încă sunteți traumatizați, aduceți oameni traumatizați în viață. Dacă vreți o persoană vibrantă, trebuie și voi să fiți la fel. Poate voi sunteți ok și cealaltă persoană potrivită vouă a trebuit să treacă prin niște probleme. Iar e posibil și asta. 6 de monede. Împăratul. Da, vi se echilibrează viața, dar hai să vedem. 3 de cupe. Scuzați în scaunul care scârție, nu știu cum să lung, că este chestie, nici nu știu de unde scârție. 7 de cupe, ragi, soare, luna, venim să aștepte, nu, doamna, doamna. Până acum, cred că și asta vrea să vină, judecata, da? Visați la o renaștere a voastră, dar și o împăcare cu cineva. 27, poate, 20 iulie... Mie, s-ar putea să fie interesant. Cuspida între gemeni și rac. Poate acolo ceva e. În harta voastră, în harta lor. Dar. Interesant ce așa. Din cauza distanței dintre voi și o anumită persoană potrivită vouă, nu ați arătat. Niciunul dintre voi, cred. Nu pot să vă acuz pe voi sau pe ei. Nu ați arătat. Nici că vă e dor, nici că vă pasă, nici că... A zis, măi, dacă tot e distanță, n-am ce să mai... N-are rost. Vedeți că... N-are rost, că... E distanță. Și steaua înseamnă și distanță. Mare, mare, mare. Și totuși, ați visat că vă veți reîntâlni, interesant, veți vindeca, eu știu, traumele, visurile, le veți materializa. Vedem o carte pe judecată. De 7 de cupe, de fapt, 7 de cupe. Dar ce mai aud? Probabil că unii aveți niște vise care vă avertizează, care vă cheamă, vă ridică dintr-o stare și vă cheamă la acțiune. Vrem o carte pe 7 de cupe. Interesant, ce apare 0. Oh. Are sens, da? Sunteți pregătiți din punct de vedere și spiritual și mental. Sunt diferențe, da? Să pășiți într-o nouă realitate, într-o nouă etapă a vieții voastre, în mod special o nouă realitate. Dacă lucrați la manifestarea unei noi realități, sunteți pregătiți să faceți shift-ul, da? Schimbarea energetică. Acum și mai dăm și pe, ia uite, cavalerul de spade. Comunicare, nu o să ai impulsivă, neașteptată. A voastră, a lor. Dacă sunteți bărbați, probabil că voi vă veți duce. Calul e totuși semn cardinal, reprezintă mișcarea, așa pur la voi, da? Și regele de spade. Vă gândiți cum să vă urniți. Și vă urniți până la urmă. Și cred că sunteți voi. Și veți comunica. Cu această doamnă, dacă sunteți bărbați, veți exprima emoții, speranțe, visuri, iaute. Da, va fi o comunicare neașteptată. Posibil pentru unii să fie online, nu obligatoriu.
Iar regina de spade, regele și regina de spade. Probabil că v-ați oglindit gesturile, acțiunile. Dacă voi ați tăcut, au tăcut și ei. Când ați vorbit, au vorbit și ei. Ceva de genul acesta. Mai ales dacă aveți de-a face cu un suflet pereche, o flacără geamănă, nu obligatoriu. Ideea este, hai mai dă și pe regele de spade încă o carte. Ceva s-a întâmplat acolo în trecut și de-aia e trauma, e copilul, e scrisoarea. Trebuie rezolvată problema față în față cu o anumită persoană foarte specială vouă. Voi trebuie să recunoașteți persoana. Regina de bâte și... Ia uite, 3 și cu 1, 4. Regina de bâte și 3 de, 3 de bâte. Da, am zis că e distanță. 3 de bâte. Distanță între voi și o persoană dragă. Ia uite, independentă. Independentă, pasională, ca și voi, eventual. Și totuși, faptul că a fost distanța asta v-a pus pe... Probabil că pe voi, în mod special, e luna, la pământ. Chiar dacă nu, lumea nu vede. Lumea vede că sunteți bine, străluciți în public. Dar undeva în sinea voastră, ceva vă roade, interesant, vă roade, apropo, vă roade sufletul. Că nu sunteți cu, eu știu cine, cineva. 3 și cu 1, 4. Știți că cu acea persoană, că cu, da, e, da? Ajungeți la 4, la relația aia faină, armonioasă, stabilă, dar dinamică. Da, există stabilitate în dinamism, în mișcare. Există, se poate. Și din cauza aceasta, a distanței, a așteptării, ați devenit așa foarte sobri, regele de spade. Mai ales dacă sunteți bărbați. Poate și unele femei, nu arătați că așteptați, că vreți, că râfniți, că poftiți pe cineva eventual. Dar regele de spade, repet, înseamnă și o strategie. Vă gândiți cum totuși, cum se poate. Pentru că voi îi vedeți în viitorul vostru sau le vedeți pe ele, pe ei, da? Hai să vedem. Aha, lasă așa. Începem alte cărți. Concluzia o dată. De două ori. Va fi o schimbare de situație. O renaștere, o împăcare sau, pur și simplu, manifestați ce ați visat, ce ați dorit. Da, e o manifestare foarte puternică. Cu steaua, cu 3 de bâte, cu regele de spade, cu judecata și cu 7 de cupe, că au și ele un sens pozitiv. Nu sunt doar opțiuni și confuzii, nu, nu. Sunt mai mult. Manifestați stabilitate. Dar, repet, nu e ceva care vă ține pe loc, ceva plictisitor, ceva mărunt, ci o stabilitate... 4 de bâte, cum aș exprima? Vibrantă, colorată. A, vibrant, care și sunet. O temperatură. Iată, luna. Da, trebuie să vă înfruntați niște frici. Și eventual să călătoriți. Voi spre ei, aici oracul, spre o femeie. Că bănuiesc că nu lăsați femeia să umble singură prin întuneric. Nu e politicos, vă rugăm. Fiți galanți. În fine, și steaua. Mai, soare și steaua. Soare, luna. Steaua poate să fie și o persoană publică, regina de cupe, să-ți fiți voi. Sau cealaltă persoană, depinde, nu știu, voi știți. Regina de cupe poate să fie o femeie publică care are puteri de a, sau puterea de a vă vindeca în mod special pe voi, cu care n-ați comunicat mult timp. Dar comunicarea sinceră vă ajută să depășiți această tăcere, această însingurare, această, ce am tot zis până acuși. Pești, drac, scorpion. Dar, repet, nu vă fixați pe zodie.
Sunt aspecte lunare, poate lună în, eu știu, Scorpion. Sau luna e foarte importantă. Până la urmă, e comunicare emoțională dintre două persoane. Da, e nevoie și de cea mentală, e nevoie și de fizic, dar comunicare emoțională e foarte importantă. Am zis, poate voi sunteți ok, în lacul vostru, bine mersi și această energie care este perechea voastră, femeie, energie feminină, ea a avut înfruntat niște pericole. Ia uite, dușmani. Pe cărarea care duce înspre voi. Acum, veniți în avans. Ajutați-o. Zic și eu. Hai să vedem. O dată. Regele de bute, l-am văzut iar. Și era și aici regina de bute. Hai. O dată. De două ori. Împăratul, moartea, transformare. De trei ori. Iar frici, obsesii, griji, dar vor fi depășite. Poate chiar și o boală, anxietate, îndrăgostiții. Doi de monede. Alegeri, alegeri, în acest moment alegeți. Vă gândiți, e strategia. Poate aveți planete în gemeni. Sau vă gândiți cum să comunicați. Da? Care sens? Pentru că vreți persoana potrivită vouă. Vreți să fiți într-o relație protejată de divinitate. Și bănuiesc că unii dintre voi știți. Vă gândiți cum să vă orniți și veți alege iar. Unde era? Ia uite. Iar e o chestiune de călătorie. Iar apă, corăbii, de călătorie, de comunicare, dar în mod special de călătorie. A unuia dintre voi. Ah, ce frumos! Împărăteasa! Dragoste absolută. Zero. Mai de la dor imens, de la traume vindecate cu răbdare, de la sentimentul de trădare, iau de steaua și împărăteasa, ce frumos. Că sunteți femei, că sunteți bărbați, împărăteasa reprezintă femeia absolută, femeia divină, mama, soția. Și dacă nu, reprezintă dragoste, este Venus. Dragostea întrupată. 8 de bute, steaua. Ia, păi, nu se poate, da? Comunicare, călătorie, care vindecă, vă vindecă pe amândoi și, în primul rând, de stresul ăsta al distanței. Eu asta. Poate sunt două persoane diferite. Ambele sensibile. Ambele cu calități spirituale, emoționale, vindecătoare, da? Însă, una e mai publică, cealaltă poate că urmează să fie publică. Pentru că împreună aveți ceva foarte special de făcut. Ce frumos! Că am zis, privește la puterea ta interioară, acum că pun mâna pe set, mi-am adus aminte. Privește la puterea ta interioară, era 11, da, vă oglindiți. Uite și aici, 2 sau 11? 11. 11. 11, 11. De fapt e 4, da. Concentrați-vă pe dragoste. Privește la ceea ce este bun în fiecare. Ioi. Like attracts like. Apropo de doi. Vreți să fiți iubiți? Să fiți iubiți? Arătați dragoste. Mergeți înspre dragoste. Vreți să vină cineva? Merge și voi. Întâlniți-vă la jumatea drumului, eventual. Singurul lucru real este dragostea. Ioi, ioi, ioi. Ați visat, ia uite. Ați visat. Înapoi la ceea ce iubești. Reevaluează-ți dorințele. 3, 3. Iar copilul către femeia divină. E o copilă sau un copil. Unul are, deși amândoi, dar unul în mod special mai are niște chestii de vindecat și doar alături de această persoană le poate vindeca. Dacă sunteți voi persoana care vindecă, bine. Dacă nu, recunoașteți-vă că nu e cazul să-mi spuneți. Iau 33. Iar număr simetrie 33, 3. Am văzut până acum 4, 4, 4. Căutați și 3, 3, 3 ce înseamnă. 3 de bâte. Împărăteasa. 33.
3, iar gemeni. La rac, 4, 4, 4. Cereți ajutorul unei persoane mai înțelepte. Apreciază acest moment. Și protejați 10. Iar schimbare 10. Am început cu 10, terminăm cu 10. Protejați pe cei pe care iubiți. Este important să iubiți pe ceilalți profund și să-i protejați. Iar e ca și când sunteți în două, nu poți să ai realități, spații. Și trebuie să călătoriți prin lume. Oh, romanță! 2 cu 5, 7, faetoane, faetoane, faetoane. Sau, da, va fi o romanță. Îmbrățișați-vă emoțiile. Vor fi emoții, poate chiar. Ia uite. Încă nu sunteți împreună. Acționează-te ca și când partenerul este aici. Încă nu sunteți, dar urmează să fiți. Și pentru că, apropo de 7 de cupe, da, mai citiți în cazul în care nu mă credeți ce am vorbit despre manifestare, da? Și Lucid Dream. Învățați să vă proiectați acolo, în acel spațiu, timp și spațiu în care sunteți împreună cu persoana iubită. Dacă unii o știți, proiectați-vă împreună cu ea. Dacă nu o știți, creați-vă o imagine cât mai apropiată. Sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală. Ciao, ciao!